Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. De ce simți mie, de când e acest obicei al nedeilor în pătaia? Dacă ar fi să... Poate, cred că noi poate până la urmă nici nu știm exact. Din cum să spun, de când datează? Din timpuri vechi. Nimeni nu poate să spună exact o dată. Deci generația dată exact. Dacă faci poze, faci la Momurlan. Generația mea, eu mi-am vrut ca oamenii ăștia, ca toți. Deci eu am 72 de ani. Eu am prins-o ca copil aici. Da. Și s-o petrecut ani repetați din copilăria mea, încoace până la vârsta pe care o am ca momentul de fapt. S-a ținut în fiecare an, indiferent de război, de ce a fost, de... Da, da, pentru că deci n-a contat... tradiția lăsatul să dispară. Da. Să moară. Să dispară în primul rând. Pentru că azi rămâne nereușită, la anul s-ar putea că la fel, dar oamenii, prin sărășia și prin greutățile pe care le-au avut, și-au dat interesul, cât e puțin, da, obiceiul nu l-a lăsat. Și îmbogățindu-se, trecând prin greutățile cu războiul pe care l-au petrecut și cu greutățile pe care au fost, treburile au început să se devină în avansare, deci cu trai mai bun, cât e cât mai bun. Și atunci ei și-au ținut înainte sărășia împreună cu poporul pe care și oamenii pe care i-au avut pe timpul de alea. Și o idee din aceasta, practic, ce constă în afară de o masă tradițională? Păi, în afară de asta, deși petrecută la ora actuală, e multe rămase în urmă. Pentru că costumația pe care o vedeți în fața dumneavoastră nu mai există. E prea puțină. Pentru că face, dar greu. Atunci pe timpurile alea bătrânii care medicare era mai folos când avea o cămașă momărlănească sau un brum momărlănească sau un șoric, cum se spune pe limba momărlănului, un șoric și o părere în cap, bineînțeles. Și deci era cămășile nearanjate cum sunt ale noastre acum, simplă, deci călcată cu un fel de călcat cum era atât, n-are nici un fel de model, fără model, doar 3-4 cui pe față, aici regată. Dar rar unii vedeai, cum se spunea pe atunci, un barabă. Deci, aproape 90% era numai momurlan. Barabele sunt cei care au venit în Valea Jiului, să lucreze în minerii sau... Mai de mult era, cum suntem noi, așa de atât aici. Acum, era, deci toată Poiana îmbrăcată în costume populare? Sigur că da, și mai ales femeile în vârstă, aveau un fel de propoz, cum le zicea pe atunci. Tare frumoase, aranjate la timpul ăla. Cum să vă zic eu, știi cum îi spunea? Tindeu, așa îi spunea la... Așa îi zicea. Cu cipt într-o pace, toate fost la treaba lor, la timpul lor, dar uite acum... Deci treburile au devenit cu totul schimbătoare pentru că... Ce faci, Miuță? Schimbătoare cum? Tot s-am deat. Deci costumurile... Oamenii au devenit frâzniți, costumele au început să căpă pentru că se cam dispare, pentru că nu se mai prea lucrează, că nu este cine să le lucreze. Și atunci rar unghiile mai țin, cum zicea vorba bătrânească, puse la ladă. Dar în ce constă meniul zile de astăzi? Ce serviți? Rudelor, barabelor? La toată suflarea pe care binevoitoare să vină să guste din toate bucățile pe care se pregătesc. Varză, să pregătesc, carne, da. Păsat, cum îi spunem noi. Asta e. Asta e tradiția. Și o țuică bună, nu? Bineînțeles. Aici, din zonă. Aia, știi cum se spune? Aia, detilin. Unii cade bine înainte, unii cade după. Depinde care... Mai ales după. După ce să... Da. La urmă se încinge o sârbă aici, nu? Cine are chef? Da. Nu, eu vă doresc multă distracție astăzi și să ne auzim cu bine. Noi vă mulțumim.